Românii cu dublă cetățenie română-ungară vor putea vota la referendumul din Ungaria din data de 2 octombrie cu privire la cotele obligatorii de refugiați alocate de Uniunea Europeană. În Transilvania există peste 500.000 de români care au cetățenie dublă, română-ungară, astfel că aceștia vor putea influența direct rezultatul referendumului din Ungaria, organizat în contextul situației geopolitice și amenințărilor teroriste care au determinat autoritățile maghiare să fie mai drastice când vine vorba de refugiați. Referendumul se realizează pentru a se afla dacă cetățenii sunt de acord cu cotele de refugiați. Pentru a putea vota la referendum, românii cu dublă cetățenie trebuie să se înscrie în registrul electoral ungar. Potrivit estimărilor Partidului Popular al Maghiarilor din Transilvania, în Ardeal trăiesc o jumătate de milion de români care au și cetățenie maghiară.